Inspectoratul pentru situații de urgență Bucovina al județului Suceava a venit în sprijinul colegilor din sudul țării, acolo unde Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizare de cod roșu de viscol și ninsoare. Două echipaje de pompieri militari suceveni au plecat în sud joi după amiază. Trei militari de la detașamentul Suceava au plecat în sprijinul colegilor din Ialomița cu auto specială complexă cu autoșenilată tractată. De la detașamentul Rădăuți, doi pompieri militari au plecat cu o auto specială de tip freză în ajutorul colegilor din județul Buzău. Înainte de plecarea în misiune, cele două echipaje au fost instruite de inspectorul șef al ISU Suceava, generalul de brigadă Ion Burlui.